Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru o nouă ocazie de a fi împreună și de a ne bucura de cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim adunării din Sânt Petru pentru efortul lor de a ne găzdui. Domnul să le răsplătească osteneala dragostei lor. Îi salutăm cu drag pe cei care ne urmăresc pe internet pentru că au plăcere să fie cu noi, măcar că sunt poate unii departe. Un pic de răbdare, vă rog să mai aveți. Este o bucurie să fim împreună și să auzim atâtea lucruri prețioase din Cuvântul lui Dumnezeu. Uneori te întreb, oare mai este ceva de spus? Ce să mai adaug la cele amintite de frați? Da, e adevărat că Biblia este o fântână inepuizabilă de adevăr, de binecuvântare. De aceea, din nou, vă invit să privim în Scriptură, așa cum spunea un frate într-un verset de poezie, într-o strofă, priviți la Cartea Cărților, e mană sfântă, din ea în fiecare zi ne tot nutrim, e harfa Universului ce ne prezintă mesajul Tatălui în mod sublim. Iubim această carte, slăvim pe autor, îi admirăm fântâna argintie, în fiecare zi venim la acest izvor să scoatem apă proaspătă și vie. Vă invit la apa vieții. Așa vom și începe, folosind cuvintele Domnului Iisus din Ioan capitolul 7, unde spune, începând cu versetul 37, în ziua de pe urmă, care este ziua cea mare a prasnicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-l primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Așa cum este ușor de remarcat, aici este o invitație. O invitație care se adresează celor însetați. Invitația o face Fiul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta nu este mic, ci este unul glorios. Ca Fiul lui Dumnezeu să te invite pe tine și pe mine la apa vieții, la apa vie. Când ne este foame, mâncăm, când ne este sete, bem. Dar este o sete în om care nu poate fi satisfăcută de lucrurile naturale pământești. Este o sete spirituală pe care cred că Dumnezeu a pus-o noi prin creație. Deși păcatul ne-a afectat enorm, această sete, după ceva mai presus de ce este în lumea aceasta, e o realitate în inima omului. Și cred că ar trebui să o avem fiecare din noi, ar trebui să o aibă fiecare om
de pe acest pământ. Și sunt convins că până când omul nu se va întoarce la Creator, setea aceasta, liniștea aceasta, fericirea aceasta nu va fi satisfăcută de nimic. Unii nu recunosc că sunt păcătoși și de aceea nu doresc un salvator. Unii nu realizează că sunt căzuți și de aceea nu doresc să se ridice. Unii nu-și dau seama că sunt pierduți și nu vreau să se lase găsiți. Dar toți, indiferent cine suntem, avem nevoie de această ofertă pe care numai Domnul ne-o poate face, apa vie, apa vieții, care să ne satisfacă în mod deplin. Este o invitație asemănătoare pe care o citim din cartea profetului Isaia, capitolul 55, unde spune în felul următor. Isaia 55, începând cu versetul 1. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Este aceeași condiție, o invitație pentru cei însetați. Suntem chemați de Dumnezeu, suntem chemați de Hristos la această apă adevărului, la această lumină cerească de care avem nevoie pentru a fi eliberați din întuneric. Suntem chemați să cumpărăm bucate, hrană spirituală, care este cuvântul lui Dumnezeu. Să cumpărăm vin, poate e un simbol al bucuriei pe care o găsim doar în relație cu Dumnezeu și cu Hristos. Suntem chemați să bem laptele cuvântului lui Dumnezeu și această ofertă atât de specială ne este oferită fără plată. Pentru că noi, oamenii cei căzuți, n-avem nimic de valoare cu care să putem cumpăra aceste valori spirituale, aceste binecuvântări a lui Dumnezeu. De aceea ni se face un cadou imens. Oare îl apreciem? Oare suntem conștienți că nu-l merităm? Oare cugetăm noi la aceste valori care să ne anime, să ne stimuleze în pribegia noastră pe acest pământ? Aș vrea să remarcăm două aspecte, dragii mei. Primul, Biserica lui Dumnezeu, în condiția prezentă, formează vasele lui Dumnezeu, care adună această apă vie, care sugativează din Scriptură, din mesajul adevărului, această apă a vieții. Dacă acum, în pribegia noastră, suntem vase care adunăm aceste comori cerești, va veni ziua când vom fi izvoare de apă
vie pentru alții. Aceste două lucruri aș vrea să le remarcăm în mesajul acesta. Spuneam că unii nu sunt conștienți că au nevoie de această apă vie, ci sunt mulți în această situație. Problema este a noastră, a celor la care am răspuns chemării lui Dumnezeu. Putem noi, deci, să simțim ce valori ne-a oferit Dumnezeu în dar? Aș vrea să urmărim puțin ce spune Sfântul Apostol Petru. Vom citi în 1 Petru, capitolul 2, versetul ar fi 2 și 3. Ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, observați aici un dacă. Dacă ați gustat că Domnul este bun, atunci avem de făcut ceva. Dacă nu simțim bunătatea Harului Divin, nu vom putea face progresul la care Dumnezeu ne cheamă. Pentru că spune în versetul 4, dacă am gustat că El este bun, apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Să ne apropiem de El. Cei care simt cât de bun este Domnul, cât de mare este harul Lui în viața noastră, ce chemare onorabilă, valoroasă ne-a făcut Dumnezeu, ne vom apropia de El. Este un verset care ne spune în Deuteronom să ne lipim de Dumnezeu. Poate că îl citim să vedem exact expresia. Deci, Deuteronom, este vorba de așa, poate că nu îl găsesc acum, dar totuși l-am găsit, Domnul m-a ajutat, nu l-am pregătit înainte. Deuteronom 30, versetul este 20. Se adresea poporului Israel, dar vă rog să remarcați spiritul lor că ne privește și pe noi. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui, lipindu-te de El. Dacă am gustat că Domnul este bun, ne apropiem de El, lipindu-te de El. Aceasta presupune părtășie, comuniune, o viață trăită împreună cu Dumnezeu. Dragii mei, astăzi noi ne bucurăm de aceste râuri de binecuvântări și binecuvântarea și bogăția ne este oferită de un tată bogat, de un tată generos. Și iată expresia Scripturii care cred că ne poate face fericiți cu un asemenea Dumnezeu.
În Psalmul 36 citim următoarele cuvinte. Psalmul 36, începând cu versetul 5. Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Dreptatea ta este ca munții lui Dumnezeu și judecățile tale sunt ca adâncul cel mare. Versetul 7. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fii oamenilor adăpost. Versetul 8. Se satură de belșugul casei tale și adapi din șivoiul desfătărilor tale. Dumnezeu revarsă în viața copiilor lui nu picături de har, șuvoiul binecuvântărilor lui Dumnezeu. Încercările și suferințele sunt asemănate cu un pahar. Puteți voi să beți paharul? Spunea Domnul către cei doi. Dar binecuvântarea, harul, nu sunt un pahar, ci este un râu, un șuvoi care se revarsă în inima copiilor lui Dumnezeu. Cei care simt acest șuvoi, aceia știu cât de bun este Domnul și se apropie de El și vreau cu El și sunt fericiți cu El, chiar dacă trebuie să treacă prin valea umbrei morții. Versetul 9, căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumină. Sau, o altă traducere spune, în lumina ta vedem lumină. Deci cuvântul lui Dumnezeu este o lumină care ne luminează, ne înseninează și ne face instrumente de a transmite lumina harului mai departe să reflecteze asupra celorlalți. Spuneam că biserica în prezent constituie vasele în care se adună harul lui Dumnezeu. Și iată ce spune Domnul despre unul din aceste vase în Fapte 9:15. Citim Fapte 9, versetul 15. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Îmi este un vas ales. Ești un vas ales de Dumnezeu. Dar oricât de frumoase, inteligente, capabile, cu calități, cu, știu eu, valori umane, nu vasul este esențial. Excelența nu stă în vas, ci în conținut. Și aceste vase poartă pe munții acestei lumi mesajul lui Dumnezeu. De aceea, Doamne, ajută-ne să fim acum vase care poartă harul Tău
în pribegia noastră pe acest pământ. Și vreau să ne amintim de ceea ce spune Sfântul Pavel în Filipeni, capitolul 2, versetul este, hai să citesc de la 14, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană, curați, copii al lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie un popor curat, care să poarte aceste unelte ale Domnului, aceste valori spirituale. Versetul 16. Țin în sus cuvântul vieții. Ce trebuie să purtăm noi? Cuvântul vieții. Nu-i cuvântul nostru. Nu este cuvântul oamenilor. Domnul ne cheamă la apa vie. Nu ne cheamă la o confesiune. Nu ne cheamă la o biserică, nu ne cheamă la un om, nu ne cheamă la instituții religioase pământești, oricare ar fi denumirea lor, ci ne cheamă la El. De aceea, dragi copii ai fraților, când părinții vă vorbesc de Dumnezeu, ei vă cheamă la Domnul, Domnul vă cheamă la El, de aceea, este rațional și frumos să răspundem invitației Domnului. Dacă ne cheamă președintele la Palatul Cotroceni, fiecare ar merge. E o onoare să stai în prezența președintelui. Dar te cheamă Domnul, care este mai presus de președinți, de regi, de tot ce este uman. El ne cheamă, ferice de cei ce răspund chemării lui Dumnezeu. Deci biserica poartă aceste valori în călătoria lor pe acest pământ și poate încă un verset care să arate onoarea, privilegiul la care suntem chemați. Ne folosim de Isaia 52, versetul 7. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune. Poporul lui Dumnezeu sunt mesagerii unor vești bune. Este vestea Evangheliei. Este vestea împăcării cu Dumnezeu, este vestea vieții veșnice, este o veste încântătoare care ne luminează, ne nobilează, ne dă acele, cum să spun, privilegii care nu pot fi găsite nicăieri pe acest pământ. Să porți tu veștile bune a lui Dumnezeu pe munții acestei lumi, care vestesc pacea într-o lume a războaielor și a conflictelor, a morții, a suferinței. Poporul lui Dumnezeu sunt mesagerii păcii și a binecuvântării și a înfrățirii universale. Picioarele te aduce vești bune care vestește mântuirea. O lume asuprită, o lume care este robită de întuneric, de cel rău, de păcat, de egoism, de multe și multe lucruri rele,
spune aici că poporul lui Dumnezeu vestește eliberarea, vestește mântuirea. Picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Este un mesaj de speranță, un mesaj că Domnul este la lucru, El a venit să dărâme ordinea veche, ca pe ruinele ei să stabilească glorioasă împărăție. Și acum să trecem la partea a doua, spuneam că poporul lui Dumnezeu, nu doar că acum sunt mesagerii cauzei divine în această lume rea, dar ei vor deveni izvoare de apă vie. Dar să analizăm puțin aspectul acesta. Citeam cuvintele Domnului Iisus, așa cum ați observat la început în Ioan capitolul 7, ne mai uităm odată la acest pasaj și spune aici așa: cine crede în mine, în inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Vor curge râuri de apă vie. Într-un sens, acum ei sunt vase cu apă vie, purtând cuvântul lui Dumnezeu. Dar Biblia ne conduce dincolo de istoria păcatului. Când lumea aceasta, necăjită în toate felurile, va putea să bea apa vie. Apa care se aducă viață veșnică. Câteva aspecte în sensul acesta. Mai întâi, mergem în cartea Apocalipsei și citim în 22, capitol, versetul 1. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul care ieșea din scaun de domnie a lui Dumnezeu și a Mielului. Râul de apă va veni de la Dumnezeu și de la Miel. De la Dumnezeu, fiindcă este sursa, este izvorul oricărei binecuvântări. Și de la Miel, pentru că doar prin sacrificiul mielului este posibil ca râul acesta să curgă, să aducă viață. Vorbea fratele Sandu de faptul că frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Foarte adevărat că așa scrie. Dar biserica în glorie vor deveni izvoare de apă vie. Lucrul acesta îl citim în cartea profetului Ezechiel, capitolul 47, versetul 1. M-a adus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei, dinspre răsărit. Apa se pogora de sub partea dreaptă a casei, înspre partea de miază zi altarului. Casa lui Dumnezeu, sau o altă traducere, templul lui Dumnezeu, este vorba aici de templu în glorie. Nu va ieși apă pentru cei însetați din neamul omenesc până când biserica nu-și va încheia cursul pământesc. Dar de sub pragul casei va ieși această apă care va crește treptat până când e nevoie să noți prin ea. Cred că e un simbol foarte frumos
a minunatelor binecuvântări ce se vor revărsa asupra omenirii în timpul regatului lui Dumnezeu, regatul mesianic. Și aici citim câteva aspecte în grabă doar. Spre exemplu, în versetul 8, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se pogoară în câmpie, se varsă în marea și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Marea e un simbol al popoarelor. O să vedem aspectul acesta puțin mai târziu, că există două mări în Israel, în vecinătate, vecinătatea Ierusalimului, este Marea Moartă și Marea Mediterană. În Marea Mediterană există viață, în Marea Moartă nu există viață. De aceea este și numită în acest fel. Ei, reprezentând națiunile și popoarele, e nevoie de un râu care să curgă spre aceste mări, să aducă viață, să aducă binecuvântare. De unde? De la Dumnezeu, de la miel, de sub pragul casei Domnului. Biserica va fi implicată în mod deplin alături de Domnul ei în această lucrare de vindecare, de binecuvântare, de restabilire a neamului omenesc. 3. Deci, de la scaunul de domnia lui Dumnezeu și a mielului, 2. Râul acesta de sub pragul casei Domnului, biserica în glorie, și 3. Mergem în profeția lui... Unde mergem? În Zaharia, așa e? Uite, studenți buni, de Zaharia 14 citim versetul 8 și 9. În ziua aceea, da, vor izvora pe vii din Ierusalim. Deci aici ne spune că din Ierusalim vor izvora pe vii. Observați cât de frumos se armonizează Scriptura. Totul vine de la Dumnezeu. 1. Totul vine prin Hristos, prin miel. 2. Biserica de sub pragul casei, biserica în glorie, va avea și ea partea ei în opera de binecuvântare și restabilire. Și acum ni se spune aici ape vii din Ierusalim. De ce din Ierusalim? De acolo va ieși cuvântul Domnului, legea din Sion și cuvântul din Ierusalim. Și spune așa, și vor curge jumătate spre Marea de Răsărit, Marea de Răsărit și jumătate spre Marea de Apus. Așa va fi și vara și iarna. Râul de viață, râul de binecuvântare va curge în continuu. O parte spre Marea de Răsărit. Ce mare este la răsărit de Ierusalim? Cine a fost în Israel știe foarte bine. Marea Moartă reprezintă pe cei din morminte care se odihnesc până în ziua aceea. Când împărăția va fi stabilită de plin, acest râu de apă vie va curge și va scoate afară pe cei din mormânt, Marea Moartă. Jumătate spre Marea de Răsărit, da? Jumătate spre Marea de Apus. Care-i Marea de Apus? Marea Mediterană. Și cei care nu sunt mormânt, sunt mișcă încă pe pământ, după timpul de strâmtorare, când profeția aceasta va intra în cursul ei firesc, au nevoie de apa vieții oamenii, chiar dacă încă mișcă, ei sunt morți din punct de vedere divin. Râul binecuvântării
va vindeca și pe cei ce încă sunt în viață și pe cei care sunt în morminte, pentru că toți cei de acolo vor ieși afară. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul în ziua aceea. Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Așadar, va fi un râu care va umplea întreg pământul. Va inunda pământul acesta în mod simbolic. Va fi un râu al cunoștinței de Dumnezeu, pentru că este scris, cunoștința de El va umplea pământul. Va fi un râu al păcii și prosperității. Fiecare va sta sub vița lui, sub smochinul lui și nimeni nu-i va tulbura. Va fi o era păcii, transformând săbiile, tunurile, armele în unelte necesare omului pentru viață. Va fi un râu al armoniei universale și eterne. Aceasta ne-o spune Apostolul Pavel când deschidem la Efeseni și citim cuvintele lui, iată-le în capitolul 1 și versetul este 10. Să-l aducă la îndeplinire planul lui Dumnezeu, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul Hristos, unire. Acum e dezordine, e dezbinare, e despărțire, e prăpastie. Prin Hristos, când la împlinirea vremii, aceasta ne conduce spre epoca de binecuvântare promisă de Dumnezeu. Să unească toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Frați dragi, cât de frumos este planul lui Dumnezeu, cât de fericiți trebuie să fim și în călătoria noastră pe acest pământ, așa cum citim în cartea Apocalipsei, biruitorii fiarei și a echipului ei, erau cu harfa în mână, deasupra, pe marea de sticlă și cântau biruitorii aceștia cântarea lui Moise și cântarea Mielului. Noi cântăm această cântare a restabilirii, a binecuvântării? Suntem acum vase ce poartă cu demnitate, cu onoare, cu responsabilitate giuvaerele lui Dumnezeu? Dacă da, vom fi acele izvoare de apă vie care vor aduce binecuvântare și liberare pe acest pământ, așa cum scrie acolo în cartea Apocalipsei 15. Ei ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, drepte și adevărate sunt căile tale împărate al neamurilor. Cine nu se va teme de tine? Cine nu va slăvi numele tău? Căci numai tu ești sfânt și toate neamurile vor veni, se vor închina înaintea ta, pentru că judecățile tale au fost arătate. Domnul să ne binecuvinteze, să ne țină harul său, să simțim ce bun este Domnul, să ne gândim la faptul că rezerva lui de har nu se încheie odată cu biserica, ci harul lui Dumnezeu va fi revărsat la vremea cuvenită pentru orice creație care acum suspină și geme în dureri și necazuri. Îi mulțumim lui Dumnezeu să ne ierte dacă am spus ceva greșit. În numele lui Iisus, amin.